În legătură cu cazul de sâmbătă, eu nu am a face decât următoarele comentarii. Noi în spital funcționăm pe bază de proceduri. Iar procedura, în cazul de față, este următoarea, pe care noi trebuie să o aplicăm. Cine e interesat poate să vadă la direcție care sunt procedurile. Pansamentele. Sunt de două feluri. Pansamentele bolnavului internat, pansamentele bolnavului de acasă. Pansamentele bolnavului internat se fac ori de câte ori este nevoie, fără niciun fel de probleme. Pansamentele celui care a plecat acasă de la noi se fac în următoarele situații. Dimineața, la ambulatorul secției de chirurgie, camera 5, partea. După masa, două posibilități. Dacă este un pansament simplu, se face la centru de permanență, la care este atașat pacientul respectiv. Dacă este un pansament complicat, se face la centru de primire urgentă, iar dacă sunt probleme legate de plagă, se cheamă medicul de gardă de pe secție. Sâmbăta și duminica se aplică același regim. Nu avem voie, nu avem hârtie scrisă, să băgăm în secția de chirurgie civil, cum zicem noi, adică oameni îmbrăcați civil. Deci, referitor la acel caz, trebuia să fie pansat, dacă era un pansament obișnuit, la centru de permanență, dacă este un pansament complicat, la CPU vine medicul de gardă de pe chirurgie anunțat și face pansamentul dacă e un pansament complicat. În niciun caz, un bolnav îmbrăcat civil nu poate să intre într-o secție de chirurgie. Acesta e răspunsul meu. Doamna respectivă trebuia să adreseze la CPU dacă avea probleme, medicul de gardă, doctorul Molodoi, ar fi coborât acolo și ar fi fost pansată. Pe de altă parte, dacă a fost operată la noi de către, din câte știu, doctorul Hărțan, trebuia să-i dea personal telefonul doctorul Hărțan și ar fi aflat care este mecanismul prin care și unde anume se poate pansa. În plus de asta, și eu eram disponibil, familia respectivă mă cunoștea, dacă erau nemulțumiri, puteau să mă sune la telefon la orice oră din zi și de noapte. Dar nu are ce să fie nemulțumire, pentru că noi lucrăm pe bază de proceduri și eu nu pot să pansez anumiți oameni și pe alții să nu-i pansez pe secție. Nu, regula este niciun pacient îmbrăcat civil nu va fi pansat pe secția de chirurgie. Vreau să vă spun că am luat inclusiv o amendă pentru acest lucru de la Sanepid. Și nu mai am cum să o dau la întors, că o fi copății. Regula este una valabilă pentru toți. Bolnavii care sunt de acasă nu se pansează pe secția de chirurgie. Dacă sunt probleme, CPU e deschis 24 de ore, acolo se poate pansa. Este vorba de pericolul acelor infecții nozocomiale. Bineînțeles. Și cum noi am avut și suntem în proces de monitorizare a secției de către Sanepid,